Cu gânduri pozitive, merg acolo deschis, merg cu inima deschisă. Abia am așteptat momentul acesta să fac pasul în străinătate. Mă bucur că l-am făcut la Berșeva, pentru că am avut discuții în trecut cu ei. M-au dorit foarte mult, asta a contat foarte mult pentru mine. Este Țara Sfântă, sunt un băiat credincios și a contat foarte mult că este în Israel. Te-a surprins această ofertă? Nu, pentru că știam că va exista în continuare. Am avut discuții cu antrenorul în trecut, mi-a spus că mă va aștepta acolo. Și iată că în momentul de față sunt jucătorul Berșevei, mă întrebă. A fost grea despărțirea de Rapid? Încă nu realizez că am plecat de la Rapid. Am fost la băieți, am fost și la club, la birouri, dar momentan nu. Nu realizez că am plecat de la Rapid. Mi este foarte greu, dar când mă voi vedea acolo, atunci îmi voi da seama că eu nu mai sunt jucătorul Rapid. Dar crezi că te poate surprinde ceva pe acolo? Nu cred că mă poate surprinde nimic, pentru că aici am făcut o treabă bună, este un nivel înalt și la noi în România, antrenamentele la noi sunt foarte puternice și cred că o să fac față. Ce gânduri rămâi după experiența de la Rapid? Toată perioada pe care am trăit-o aici la Rapid este frumoasă, a fost frumoasă. Sper ca în viitor, când mă vor retrage, să o retrăiesc din nou. Este echipa mea de suflet, au fost 4 ani și jumătate frumoși alături de jucători, de suporteri. De fiecare antrenor cu care am lucrat a fost o mândrie și onoare că am putut face parte din această echipă frumoasă și le doresc tot binele anul acesta la centenar să câștige campionatul. Ce ți-a transmis Adrian Mutu? Am vorbit cu el, mi-a spus să fiu serios, la fel de ambițios cum mă știe el, la fel de serios și totul va depinde de mine în ce direcție eu voi lua. Ce gânduri mei? Eu din câte știu cred că Raleș nu mai este acolo, el va pleca. Și îi doresc tot bine, dar dacă va fi acolo, cu siguranță vom vorbi, vom ieși afară, pentru că am fost colegi aici și abia aștept să-l văd. Sunt convins că ai studiat și fotbal israelian. Israelul este practic principala noastră adversară la calificarea la campionatul european. Cum ai caracteriza fotbalul israelian? Sunt mai tehnici, nu e așa puternic campionatul acolo, sunt pe tehnică, dar vor fi meciuri frumoase și sperăm să câștigăm noi, pentru că sunt români și niciodată nu o să uit asta. Ai transmis un mesaj lui Horațiu după debutul la Națională? Sincer să zic, chiar n-am avut timp, pentru că am fost cu viza, am fost stresat și o să îi scriu și lui Horațiu chiar pentru debutul lui, pentru că a făcut un meci foarte bun. Chiar am văzut meciul și îi doresc tot binele Dumnezeu și știm cu toții cine este Horațiu, cel mai bun portar la momentul actual din România. Cum este acest pas în perspectiva echipei naționale? Pentru mine? Un pas înainte, chiar dacă nu am fost convocat nici la o tineret, din păcate, nu știu de ce. Mă doare lucrul acesta, pentru că am fost la echipa mare și după nici la tineret nu am fost. Sunt alte interese probabil, nu vreau să intru în discuții, pentru că nu sunt genul de jucător care să intre în polemici cu cineva, dar este un semnal de alarmă, pentru că nu suntem singurul jucător care vorbește așa ceva. Și Cârjan, dacă l-ați auzit, și el are niște dubii, nu suntem singuri, probabil sunt și alții, dar sperăm ca țara să-și revină, să revină la normal. Urmează campionatul european, spui că ai așa o durere că nu vei fi acolo, totuși sunt foști colegi de-ai tăi, ce crezi că vom face la turneul? Acolo sunt cei mai buni jucători din România de tineret. Am încredere în fiecare jucător care este acolo. Sunt jucători noi, dar cu potențial foarte mare și cu siguranță îi vor face o treabă bună și sper să fie bine. De ce să fi cel mai dor? De familie, de Rapid și cam atât. Domnul Săndoi, ți-a spus ceva sau n-ai vorbit cu dânsul deloc? Nu am vorbit cu dânsul absolut nimic. Eu respect decizia, nu am nimic împotrivă, dar e o durere, pentru că am fost de mic la Național, am luat la rând de la Under 15 până la echipa mare, am fost la Olimpiadă, dar astea sunt alegerile în viață și va trebui să mă adaptez la situație.